O lume întreagă strigă contraofensivă, Ucraina păstrează tăcerea. Alarma a fost dată de Washington Post, care a anunțat că ucrainenii ar fi lansat atacul în zona Zaporojie. Armata ucraineană a intensificat atacurile pe linia frontului din estul Ucrainei, folosesc tancurile germane Leopard și blindatele de la americani, iar rușii se declară câștigători chiar și în contraofensivă. 350 de bronetehnici, противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. На всех четырех направлениях противник был остановлен. Pe vremea când citeam cărți, cel mai mare mincinos din lume era baronul Münchhausen. Nu există altul, da? Acum are concurenți mari. Șoigu, Lavrov, Putin, Xi și așa mai departe. El se lăuda ca și Gerasimov, ca și Putin. Dom'le, în trei zile facem Ucraina praf. Da, au stat un an de zile ascunși după ce au pierdut în Kiev și au pierdut în Harkov. Și acum vine și spune, dom'le, eu vă comunic că o unitate ucraineană a atacat undeva în sud de Zaporojia și că i-am terminat pe ăștia și vă spun că am văzut eu cu ochii mei 4 leoparzi, 5 Bradley, 6 miei și așa mai departe. Dar ce-o mai fi văzut el pe acolo? 14 sticle de vodcă, că n-are față de băutor de ceai exclusiv. Dar ceea ce e realmente surprinzător este că toată lumea tace. Dar cum judecați această chestie, declarația lui Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei, care a spus că nu ar vrea o comisie internațională care să studieze, în care să fie implicat, și era propria lui Erdogan, să fie o comisie internațională care să investigheze cine a distrus acest pod și a zis că nu vreau o comisie internațională. Rezultat de aici că această comisie poate da ca rezultat că sunt ucrainenii cei care au fost în spate. Păi noi avem timp de comisii internaționale, acolo mor mii de oameni pe zi. Acolo e război pe frontul ăsta. Cred că asta e o bășcălie la adresa tuturor, că vine Erdogan, că vine nu mai știu cine. Nici o comisie nu va rezolva eliberarea Ucrainei. Această eliberare va fi rezolvată de sacrificiu a mii și zeci de mii de tineri ucrainieni. Mii și zeci de mii. Sunt deja. Da? Dacă ai fi acolo tu și ai avea un frate, poate ar fi ăla care o să moară peste o zi, două, trei, poate a murit azi noapte. Și de un efort uriaș al acestui popor, al guvernului american, care le-a ținut spatele, chiar și al guvernelor și al guvernelor europene, da? Și până când rușii nu vor pleca din Ucraina sau vor fi alungați, noi nu avem timp de comisii, Ofi.